Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Alexander Degianski, fermier din județul Timiș. Bună dimineața, domnule Degianski! Bună dimineața, domnule Macovei! Bună dimineața, telespectatorilor! V-am răpit un pic de la munca câmpului, rugându-vă să intrați în emisiune, pentru că sunteți unul dintre fermierii extrem de activi în social media și am văzut în ultimele zile că sunteți în plină campanie agricolă de primăvară. Ați intrat și la semănat, sigur, aveți lucrări și pentru culturile de toamnă. Care e situația la zi, uite, în agricultura din vestul României? Dacă este să facem o descriere a agriculturii din vestul României, strict din punct de vedere tehnic și climatic, eu pot zice că este una foarte favorabilă. Avem parte de o vreme mai mult decât decentă. Am avut parte și de precipitații în perioada anterioară. Desigur, rezerva de apă nu este unde era înainte, în alți ani sau ani în urmă, la momentul actual, dar câmpul arată extraordinar de bine, cel puțin culturile de cereale păioase și de rapiță. Acum am intrat deja la semănatul porumbului, floarea soarelui am terminat-o. Terenul s-a pregătit, zic eu, unde am reușit și am făcut arăturile în prima parte și până pe la sfârșitul lunii noiembrie, prelucrarea terenului se face extraordinar de bine. Unde am întârziat un pic cu arăturile, terenul nu este în cea mai grozavă formă, dar dacă vom avea noroc de niște precipitații, zic eu, decente, nu ne punem problema nerăsăririi, pentru că în profunzime apă este momentan în sol. Ca perioadă de semănat, e o perioadă normală în media ultimilor ani sau ați intrat mai devreme? Spuneați că la floarea soarelui ați încheiat deja campania de semănat, la porumb tocmai se desfășoară. Vedeți dumneavoastră că de multe ori ne punem problema ce este normal și ce nu este normal. Dacă Corect. Este să ne punem problema după cărțile de agrotehnică sau fitotehnie, sau după alte datine agronomice, să zic mai vechi, este total anormal. Pentru că în zona mea, țin minte, porumbul se semăna undeva după data de 10 aprilie. Iar acum nu suntem de-abia în data de 26 martie. Practic, avem un decalaj de aproape 15 zile. În ceea ce privește semănatul porumbului. Puteam chiar mai repede să începem. Important este să vedem care este temperatura în sol, să vedem, pentru că atât e de accesibil acum orice site meteo care să-ți dea o prognoză și vedem că în afară de episoadele de azi, de minus un grad, un grad la primele orele dimineții și mâine undeva la 2 grade la primele orele dimineții, temperaturile sunt în creștere constantă și pe final de săptămână vom avea chiar 25-26 de grade. Nu mai este de așteptat. La fel cum în cărțile de agrotehnică sau fitotehnie scrise acum 30-40 de ani, scrie că obligatoriu pentru cultura grâului se face o arătură, se discuie de 2 ori. Sunt convins că aceste lucruri nu se mai întâmplă și trebuie să ne adaptăm funcție de loc, pentru că și părintele agrotehnicii românești, Gheorghe Enescu Sisești, zicea că agricultura este știința locului și a zonei și trebuie să o facem ca atare. Unde vă raportați și cum interpretați, cum vă poziționați în această, hai să nu zic dispută, dar în această discuție recentă despre arătură, despre lucrările clasice de pregătire ale terenului și această nouă tendință, no-till, minimum-till, strip-till, lucrări minime ale solului. Dumneavoastră unde sunteți? Cu ce partid votați? Acum, dacă este să vă răspund în maniera în care m-ați întrebat, aș zice că câte case, atâtea obiceiuri și nu există o formulă câștigătoare, există doar o formulă agreată și verificată de către fermieri. Până la urmă, fiecare fermier este o instituție
persoană fizică sau juridică privată în proporție de 99% în România și fiecare face așa cum crede el că este mai bine pentru afacerea lui, pentru buzunarul lui și pentru terenurile sale. Chiar mă gândeam că în societatea românească și în mediul online, în mod special, există atâta de multă ură și frustrare diseminată în care dacă cineva ar posta că laptele este alb, sunt sigur că foarte mulți oameni ar interpreta și ar găsi ceva negativ în această afirmație. Eu pot să zic că sunt adeptul arăturilor de toamnă pentru culturile de primăvară. Am motivele mele, le-am enunțat de mai multe ori, inclusiv la dumneavoastră într-o emisiune. Dar, repet, vecinii mei, parte dintre ei sunt pe tehnologia clasică, parte pe minimum til, unii dintre ei chiar pe no til. Le respect munca, îmi respectă munca, suntem prieteni de o viață și, în mod cert, doar avem de învățat unii de la ceilalți. Informația este atât de accesibilă în momentele actuale, încât doar să vrei să o explorezi. Și poate acesta este un alt lucru, avem chiar prea multe informații și nu știm să alegem care este cea corectă și care este una falsă. Eu personal, tot ce fac în domeniul agriculturii, o fac pe o perioadă de 5 ani de zile în care exclud minimul și maximul, iar 3 ani, să zic, relativ normali, fac o medie ponderată. Dacă acea medie este pozitivă, o am drept etalon ca și pozitivă. Și în momentul acela, eu cred că este de la sine înțeles că vom face în felul următor. La fel cum am făcut și fac deja de 5 ani de zile tehnologia de semănat a rapiței la 70 centimetri distanță între rânduri. Deja celebru experiment al dumneavoastră, nu? Da, observ că așa a pornit, ca un experiment, nu? A pornit ca un experiment, nu numai din capul meu, evident că nu sunt eu cel care a inventat apa caldă, am văzut și eu în Polonia la diverse densități prin anul 2017-2016, am zis că merită încercat. Desigur, mă bucură faptul că foarte mulți fermieri îmi scriu că au încercat, îmi arată poze cu această rapiță și sincer, mă bucur de fiecare dată când cineva are un lucru bun în realizare. Pe lângă păi acest și anul lucru, ăsta cum merge experimentul rapița? Anul acesta va fi ultimul an în care voi mai semăna rapiță sau am semănat rapiță în sistem, să zic eu, convențional la cu semănătoarea de cereale păioase, din toamnă integral, 100%, evident, doar dacă nu am anumite probleme tehnice, voi semăna rapița la 70 de centimetri, pentru că nu am deci niciun experimentul motiv să deja nu. A devenit standard, să zicem așa, o practică standard în ferma dumneavoastră, evident. A devenit standard, repet, nimeni nu este obligat să folosească, dar invit pe toată lumea să încerce. Activitatea de producție de biomasă e o componentă importantă în activitatea dumneavoastră. Care e situația în acest an? Ați schimbat ceva? Ați mărit suprafața? Cum e piața? Nu, n-am mărit suprafața, am rămas tot undeva la 300 de hectare, cum mi-am și propus inițial, pentru că nu vreau să mergem pe terenurile mai bune, adică am ales doar terenurile de calitate mai îndoielnică, să zic așa, de pe ferma noastră. Desigur, piața biomasei este una de tipul Blue Ocean, în care nu prea există fermieri care să facă acest lucru în afară de câțiva din sud-estul și nord-estul României. Acum chiar avem o discuție cu o firmă ce produce sisteme de încălzire pe biomasă pentru a asigura încălzire către diverse instituții și eu cred că este o metodă prin care, repet, fermierii poate să-și asigure o productivitate sau, mă rog, o profitabilitate. Poate pe terenuri mai slabe, nu? Sau în zone în care, să zicem, producția agricolă clasică nu ar da un randament foarte bun.
E o soluție care, din experiența dumneavoastră, funcționează. Funcționează și funcționează într-o măsură bună, zic eu. Vă dau un exemplu. Undeva la 700 de euro pe hectar este un venit anual, dar raportând la un ciclu de producție de 5 ani. Deci nu ne putem plânge la capitolul venituri în ceea ce privește utilizarea acestor terenuri degradate. Nu dorim să mai extindem momentan suprafața pe teritoriul fermei pentru că, repet, nu avem suprafețe care să nu fie pretabile neapărat agriculturii convenționale. Dar businessul este unul, zic eu, care trebuie să fie planificat pe o perioadă relativ lungă, pentru că 15 ani minim acele terenuri sunt cu plantațiile de biomasă prezente pe ele. Bun, discutăm despre alte informații relevante pentru fermierii României după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Agrostrategia împreună cu domnul Alexander Degeanschi, fermier din județul Timiș. Domnule Degeanschi, vorbeam înainte de pauză de campania agricolă de primăvară, iată, la dumneavoastră e pe trei sferturi încheiată. Ați vorbit de porumb, haideți să vorbim un pic și de floarea soarelui. Spuneați că ați, la floarea soarelui chiar ați încheiat semănatul și e o discuție în rândul fermierilor dacă floarea soarelui poate fi o alternativă la porumb, acolo unde, să zicem, seceta e deja instalată sau dă bătăi de cap mai mari decât în medie pentru culturile de primăvară. Dumneavoastră, ce ați făcut la floarea soarelui și ați schimbat ceva față de anii trecuți? Eu nu sunt fan foarte mare al culturii de floarea soarelui. Pot zice că este inclusiv cultura mea de suflet și lucrarea de doctorat. Mi-am susținut-o pe floarea soarelui. Anul acesta am o suprafață relativ mică de floarea soarelui, de 300 și aproximativ 50 de hectare, pentru că nu-mi permite asolamentul. În mod cert, este o alternativă viabilă cultura de floarea soarelui pentru zonele acelea cu deficit de precipitații. E clar că floarea soarelui este o plantă termofilă care se adaptează mult mai bine perioadelor lungi de secetă și de arșiță. Dar este foarte important de precizat că dacă avem cultură de rapiță, floarea soarelui, soia, deja există anumite probleme, pentru că există atât de mulți patogeni, în mod special sclerotinia, care sunt patogeni comuni tuturor celor trei culturi, astfel încât nu putem să ajungem să nu facem o rotație corectă, pentru că salvăm, să zicem, o anumită parte a fermei prin a acoperi anumite probleme legate de disponibilitate, sau mai bine zis, indisponibilitatea apei, și ajungem într-o zonă și mai gravă în care vom avea o infestare masivă cu sclerotinia. În anii 90 sau 80, țin minte, a fost un atac sau o infestare extraordinar de puternică cu sclerotinia în vestul țării și a fost o carantină generalizată aproape 7 sau 9 ani în județul Timiș și interdicție de a se cultiva floarea soarelui. De aceea trebuie să facem lucrurile cu pătat și mai ales să le facem astfel încât să nu ne dăunăm nouă în mod special. Deci până la urmă există o diminuare sau, mă rog, o ținere sub control a suprafețelor cu floarea soarelui, deși, așa cum spuneați, ar reprezenta o alternativă, dar din cauza asolamentului, din cauza rotației, din cauza problemelor pe care le produce în termen de boli și dăunători, evident că va fi să zicem așa, o contingentare naturală a suprafețelor de floarea soarelui. Vedem că există un trend tot mai periculos, acela de a face rotații foarte, foarte scurte, grâu, rapiță, grâu, rapiță, grâu, rapiță. Personal pot zice că și eu am făcut aceste rotații scurte pe anumite terenuri, fie din punct de vedere al comasării, fie din punct de vedere al fertilității terenurilor, pentru că rapiță o pui pe terenurile mai ușoare, terenuri mai bune, pentru că și răspunde destul de bine. Dar sunt niște riscuri pe care trebuie să ni le asumăm, urmând ca într-o perioadă, să zic eu, decentă de 3-4 ani, să nu mai intervină culturi care să aibă astfel de probleme. Acum,
există și anumite dezavantaje dacă nu vrem să cultivăm plantele acestea tehnice și oleaginoase și este clar că după cultura de rapiță, cultura de floarea soarelui, cultura de soia, terenul se pregătește extraordinar de bine, cultura de soia lasă și o cantitate mare de azot în cadrul solurilor, ca urmare a acelor nodozități fixatoare de azot, față de o cultură, să zicem, de porumb, care nu are aceeași, să zic eu, capacitate de a lăsa terenul curat și ușor de prelucrat. Desigur, utilajele sunt mari, sunt pregătite pentru a face față, dar totuși trebuie să învățăm să ne ajutăm un pic și prin ceea ce alegem să cultivăm. Trecem de la agronomie un pic către zona de reprezentare a intereselor fermierilor, zona legislativă, zona administrativă, zona politică. Iată că fără politicieni e complicat să avem și fermierii să aibă legi, acte normative, atât la nivel național cât și european. Cum ați evalua temperatura așa nemulțumirilor din acest moment în breasla fermierilor? Sigur, raportat și la momentul ianuarie 2024, când evident temperatura a fost peste punctul de fierbere. Eu am zis-o de mai multe ori. Fermierii au tot dreptul să protesteze și au tot dreptul să fie nemulțumiți când situația impune. Dar în același timp trebuie să privim obiectiv și să vedem de unde ni se trag toate aceste nemulțumiri. Și când vedem că toată Europa este în fierbere, când vedem că extremiștii verzi au pus stăpânire pe mare parte din ceea ce înseamnă agricultura și direcțiile în care se dorește a fi condusă agricultura, eu cred că trebuie să privim concentrat în același punct cu toții. Fie că vorbim de Ministerul Agriculturii, că vorbim de Parlament, fermieri sau instituții ale statului, să vedem de unde pleacă adevăratele probleme. Închipuiți-vă că Uniunea Europeană la nivel mondial reprezintă undeva 10-12% din suprafața agricolă a lumii. Și cu acele 4% de pârloagă care s-au dorit a fi impuse în gura noastră, pe terenurile noastre, într-un scop absolut ilar de a reduce amprenta carbonică sau de diversificare, nu făcea decât, și scuzați-mi expresia, să fie o frecție la un picior de lemn. În rest, dacă este să o luăm pe partea de biodiversitate, nu prin pârloagă, nu prin înmulțirea semințelor de buruieni și de dăunători faci biodiversitate. Biodiversitate poți face, la fel ca în imaginea din spatele meu, o cultură de biomasă pe care noi o avem plantată în ferma noastră, așa poți face o biodiversitate. Iar ceea ce privește partea de rotație a culturilor, aici pot zice că eu personal sunt împărțit pentru acel GAEC 7, că mai înainte vorbeam despre necesitatea de a adopta. Deci la GAEC 8, la rotație, susțineți și până la urmă a fost o decizie bună că s-a renunțat la procentul acela de pârloacă. GAEC 7, adică rotația culturilor, ar trebui o soluție rezonabilă, nu? Sau o decizie rezonabilă care pare că a fost luată deja. Trebuie să existe o decizie rezonabilă pentru că foarte mulți fermieri au investit masiv în sisteme de irigații pentru a-și asigura cultura de porumb și acolo ar trebui să existe anumite derogări, eventual odată la 2 ani să se facă o rotație obligatorie, pentru că până la urmă acest lucru este un lucru benefic solului. Și, repet, atât fermierii cât și guvernanții trebuie să înțeleagă că prioritatea agriculturii este ca terenul să fie menținut într-o stare sănătoasă și ca fermierii să nu aibă restricții. Dar, dacă ar fi să revenim la acel nenorocit de GAEC 8, până la urmă, oricât de capitalist sună, fiecare face agricultură ca să-și asigure un venit. Iar dacă ni se va impune vreodată să renunțăm la parte din terenuri pe care fie plătim credite, fie am plătit terenurile cash, fie avem de plătit arendă,
Sunt de acord, dar să fim compensați cu acea valoare a pierderii. Eu sunt de acord să las ferma pârloagă un an de zile dacă este nevoie, dar să fiu compensat financiar, pentru că până la urmă acesta este business-ul meu. Este la fel ca și cum dacă la o fabrică de automobile cineva ar veni și ar zice 2 zile pe săptămână nu produceți automobile pentru a face nu știu ce economii legate de mediu. De acord, dar totuși haideți să fim compensați pentru că ne avem de plătit salarii, Și avem de plătit e impozite. important de zis că tot vorbeam de perspectiva aceasta globală. Uniunea Europeană e în concurență pe piața agricolă mondială cu un număr de țări și chiar continente luate ca la pachet, care nu prea, adică cum să spun, lasă fermierul să scoată maxim din terenul respectiv. Repet, poate nici aceea nu e o soluție rezonabilă sau rațională, dar până la urmă e o concurență în care noi nu ne putem împușca singuri în picior, așa cum spuneați și dumneavoastră. Domnul Macovei, nu că concurăm împotriva altor țări sau altor continente, concurăm împotriva întregii lumii, pentru că dacă este să luăm toate țările din Mercosur, dacă este să luăm toate țările nord-americane, Rusia, Ucraina, statele asiatice mari, producătoare, China, India, Australia, Noua Zeelandă, nu au niciun fel de bariere, nici 5% față de ce au europenii. Și încă când noi, fermierii români, zicem că nu se poate mai rău, le zic, ba da, se poate și mergeți să vedeți în Germania, în Olanda, în Belgia. Este valoarea și opinia mea personală și cred că este la sentimentul foarte multor oameni că ceea ce se dorește a se face în Europa, la nivel punctual și a ne privi între contextul, cum se poate să se privească către importuri de șroturi din țările care permit organisme modificate genetic, fără niciun fel de barieră, pentru a permite altor sate gen Argentina, care au 2 culturi pe an, sau Egipt, care sunt în directă concurență cu noi. Noi nu putem să avem în niciun caz aceleași randamente datorită factorilor climatici, dar când vin factorii climatici coroborați cu factorii politici care ne pun în pericol afacerea, atunci este adevărata problemă. Și de aceea zic că fermierii români, statul român și întreaga societate românească ar trebui să fie mai unită și să înțeleagă că problema României sau fermierilor români nu este una doar națională, este una europeană. Și mă bucur că în momentul actual avem o voce la nivelul Uniunii Europene și avem un ministru care cere dreptate pentru fermierii români. Chiar dacă de multe ori este prezentat într-o anumită măsură mai puțin pozitivă, ca și atunci când a cerut domnul ministru demisia până la urmă a comisarului european, dacă nu se vor face bun, pe de altă toate parte acele trebuie măsuri. Să spunem că e politician, e normal să fie criticat, e normal ca fiecare decizie și fiecare declarație să fie întoarsă pe toate părțile. Este evident că e un politician care nu, și e și bine să nu, unui politician să nu-i lipsească criticile și chiar și, să zicem, reproșurile. Este foarte normal, dar până la urmă, când este vorba despre interesul național, eu cred că, indiferent de partidele din care fiecare face parte, poate face parte sau dorește să facă parte, să lăsăm la o parte anumite disensiuni și să vedem în țară ne putem rezolva fiecare treburile în direcția pe care o dorește, fiecare are dreptul la opinie cum este și normal, dar totuși când ieșim din teritoriul României, România trebuie să aibă o voce singulară. Nu merge cineva la Bruxelles să facă un anumit lucru și după aia ceilalți critică această decizie. În zona agricolă pare, cel puțin la prima vedere, că România a jucat destul de bine în ultima perioadă, a avut poziții care au fost acceptate, respectate, unele chiar preluate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Cum evaluați poziția României în acest moment? Am devenit
din punct de vedere politic la nivel european un jucător în zona acestor politici agricole? Eu cred că încă mai este cale lungă, dar sunt convins că adunând un pic, să zicem, ce înseamnă partea de franchețe și de curaj și, bineînțeles, de asumare, vom ajunge într-o măsură în care să fim luați în considerare la modul cel mai real. Pentru și atenție, până... aici mă refer și la activitatea europarlamentarilor, indiferent de familiile politice care au avut în ultima perioadă intervenții destul de dure, dacă vreți, în favoarea intereselor legitime ale fermierilor români. Adică aici nu vorbim doar de partea guvernamentală, vorbim și de partea de Parlament European. Sunt total de acord cu ceea ce dumneavoastră și chiar vreau să felicit pe toți acei europarlamentari din orice partid în care fac parte, care fac poziție comună pentru protejarea intereselor agriculturii românești. Desigur, avem și răzvrătiți care efectiv doresc să submineze tot ce înseamnă agricultura României. Nu înțeleg motive sau chiar dacă le înțeleg, nu pot să le exprim pentru că sunt doar supoziții de ale mele. Dar, până la urmă, vedem că fără a fi hotărâți și cu poziția ghiocelului nu se poate. Sabia tot timpul va tăia în mod special capul plecat, contrar acelui proverb că pe capul plecat sabia nu taie. Din contră, părerea mea este că cu cât ești mai îndoit la coloană, cu atât ești mai predispus la a fi decapitat. La final, pe scurt, sunteți optimist că în noua structură a Parlamentului European, noua Comisie Europeană, pentru că avem alegeri europarlamentare în câteva luni, sunteți optimist că această nouă formulă europeană va fi mai aproape de fermieri? Va înțelege o parte, măcar o parte, din mesajul de protest pe care fermierii europeni, inclusiv fermierii români, l-au transmis în ultima perioadă? Sincer, sunt reticent în a pronunța cuvântul optimist, dar sper totuși că aceste proteste au venit într-o perioadă în care chiar cuțitul a ajuns la os și cred că dacă nu se întâmplau aceste proteste, mai ales cele din Germania, Franța, țările de jos, agricultura europeană, începând de la următorul legislativ european, ar fi luat o turnură, zic eu, apocaliptică pentru fermierii europeni. Totuși, mai este cale lungă până acolo, lucrurile pot evolua și în bine și în rău. Din păcate, suntem obișnuiți să vedem evoluții mai în rău decât înspre bine din experiența proprie. Dar, repet, atâta timp cât și parlamentarii români, europarlamentarii români vor fi în același asentiment sau vor face trup comun pentru protejarea agricultorilor români, eu cred că există șansă pentru noi. Bun, domnule Degianschi, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile transmise. Punem punct ediției de astăzi Agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Macovei și vă aștept mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!